În data de 13.04.2013, un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul SPF Oravița a oprit pentru control pe DN57 un autoturism marca Renault Clio, condus de un cetățean român cu domiciliul în Franța, iar reședința în Oravița. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că plăcuțele de înmatriculare ale autoturismului în cauză erau expirate din data de 5.04.2013. Persoanei în cauză i s-au întocmit actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.